Salut! Astăzi vom vorbi despre cât de aglomerat e la EMAG. Așa. Deci am fost la EMAG după 2 ani de zile în care am avut probleme cu priza asta de 12V. Am fost să-mi cumpăr și eu un încărcător auto. Pot mă să-l desfac fără să rup prea tare cutia? E, ce bun era un cutter acum. Și am cumpărat un Avantri 3.1 ampericică. Are două prostii din alea în el, adică. Așa. Deci, mamă, nici măcar brânduit nu e. Am cumpărat un Avantri 3.5 amperi, 15.5W, KGST 2.1, 21, adică da. 2-in-1, 3.1 amperi car charger kit. Hai să-l vedem că pornește. Arată binișor, plastic destul de ieftin, dar nu asta ne interesează. Frate, nici măcar nu scrie care e de 2. Da, hai să vedem. Stă bine pe poziție, nu se mișcă. Eu am telefonul încărcat, dar totuși voi face o probă. Cablul zicea că are 1,2 metri. Da, cam pe acolo. Pare subțirel, dar merge. Avem 89% baterie. Și încărcăm. Vedem cât durează. Să se încarce 10%, 11% bateria. Așa, hai să revenim la uile noastre. 3 grade afară. A, nasul. Păcat că nu am pus camera un pic mai devreme, pentru că am fi văzut cum iese un începător din parcare de la EMAG. Și cum îl înjură un taximetrist. Că începătorul nu are răbdare să-și întoarcă taximetristul mașină. Adevărul că avea dreptate. Așa. Hai, prietene, hai. Ești inteligent rău de tot. Cel mai bun loc de a face un accident, ieșirea din parcare EMAG. Așa, dar dacă ai... Așa. Bun, ce poți să faci într-o intersecție? Să acorzi prioritate sau să primești prioritate? Mă rog, de obicei nu prea e prioritate pe la noi, dar fie. Face nenea asta, că nu știe unde să se ducă și stă și încurcă traficul. Cum îți dai seama că ești în România? Dacă plouă 2 ore afară, sunt străzile pline cu apă. Wow! Ce tare! Stai să nu stropim pietonii. Bine că n-am spălat mașina ieri când a fost soare și frumos. Mi-am de ce e banda asta așa liberă. Sau
acord prioritate dacă... Mamă, ce se fac aici din 3 benzi se fac 4. Unde-i vrea, mă, să te baici? Mamă, e de treabă. Ai, s-a făcut și verde. Ups, cineva s-a pupat. Ia să vedem. Diesel 60 la oră până la 100. Am plecat. 80, trecut deja.